Lupte crâncine au loc în estul Ucrainei. O brigadă a forțelor armate ucrainene a căzut astăzi într-o ambuscadă a separatiștilor proruși în apropiere de Donetsk. Potrivit mai multor informații, între 10 și 21 de militari au fost uciși de teroriști. Pe de altă parte, armata ucraineană avansează, iar teritoriul controlat de separatiștii din Donetsk și Lugansk ar putea fi răzlețit în curând în trei zone. Între timp, principalul lider al separatiștilor, Igor Girkin, a impus stare de asediu în orașul Donetsk. Mai mulți militari ucraineni au căzut în ambuscadă în orașul Shakhtyorsk din regiunea Donetsk, la aproximativ 25 de kilometri de locul prăbușirii avionului malaizian. Separatiștii proruși au tras asupra acestora din lansatoare Grad din cel puțin trei direcții. Brigada 25 a forțelor ucrainene a suferit pierderi majore, între 10 și 21 de militari fiind uciși. Printre victime se numără și comandantul unității. Consiliul Național pentru Securitate și Apărare al Ucrainei susține că teroriștii nu vor să pierdă controlul asupra Shakhtyorskului pentru că acesta e un oraș strategic. Намагаються втримати Шахтарськ і не допустити туди українських військових, тому що Шахтарськ є ключовою, ключовим пунктом, який дасть можливість розділити Донецьк та Луганськ. Під час бою, за інформацією на дану годину, дійсно 10 військовослужбовців загинуло, 13 отримало поранення. 11 чоловік поки що не зрозуміло, де знаходяться. Pe de altă parte, forțele ucrainene au eliberat localitatea Novui Svet, situată la aproximativ 25 de kilometri sud de Donetsk. Conducerea armatei ucrainene susține că teritoriul controlat de separatiști poate fi dispersat în curând în trei părți. Mai exact, zona din vest a orașelor Donetsk, Gorlovka și Makeyevka este aproape despărțită de restul teritoriului separatist, iar din nord orașul Lugansk este practic încercuit. În acest context, liderul separatist, cetățeanul rus Igor Girkin, zis și Strelkov, a ordonat să fie instituită stare de asediu în orașul Donetsk. Astfel, orice deplasare în timpul nopții este interzisă. De asemenea, poliția orașului, care a păstrat până acum o stare de relativă neutralitate, va fi impusă să lupte. Totodată, toți locuitorii orașului sunt îndemnați să sprijine așa numita armată a Republicii Populare Donetsk. În altă ordine de idei, o echipă de 70 de experți olandezi și australieni s-a aflat astăzi la locul prăbușirii avionului de linie malaizian cu 298 de persoane la bordă. Experții au recuperat mai multe rămășițe umane de la locul prăbușirii aeronavei. Asta după ce ieri șefa diplomației australiene Julie Bishop a declarat că trupurile neînsuflețite ale 80 de persoane s-ar afla în continuare la locul prăbușirii.